Hai să o dăm pe rubrica știați că, practic. Da, da, știați că, da. Ploaia vâscoasă din Oakville. Se spune că există acest fenomen al ploilor vâscoase. Paradoxul e că pe 7 august 1994, doamnelor și domnilor, o ploaie vâscoasă a căzut în Oakville, Washington. În loc de ploaie obișnuită, oamenii au văzut practic căzând jeleuri din cer. Genul ăsta de... Da, substanțe gelatinoase. Ferestrele, să vadă oamenii ce vorbim. Că noi vedem pe marele ecran din platou, dar sper că putem să facem treaba asta, să împărțim ecranul. Astfel încât prietenii noștri să aibă acces la imaginele pe care le vedem noi, că e important. Da, este o substanță vâscoasă care a căzut. Da. Așa. Aceasta este. Vedeți în stânga ecranului. În dreapta ce e acolo? Nu-mi dau seama. Sunt OZN-uri. Ok. Puteam să dăm doar 3 ferestre. Da. Jeleurile astea. Așa. Paradoxul este că după ce a plouat, au apărut niște simptome severe asemănătoare gripei. Da, le-au atins, cum se cheamă, locuitorii, au atins aceste substanțe și s-au infectat prin piele, s-au infectat. Problema e că simptomele au durat de la 7 săptămâni la 3 luni, s-au făcut analize, s-au descoperit în ele 2 tipuri de bacterii în aceste gelatine. Da. Nimeni n-a putut însă să identifice substanța și ce legătură avea cu această boală misterioasă care a cuprins orașul. Da, este clar că este o reacție ambientală a corpului uman. Și că a fost o penetrare prin piele. Ca să creeze așa ceva, trebuie ca să creeze o astfel de cantitate care să plouă. Da? Totuși vorbim de o ploaie. O astfel de cantitate vâscoasă înseamnă, de fapt, un dump. S-au mai văzut evenimente și în istoria umanității s-a scris despre ele. Este un fenomen foarte interesant. Așa cum noi oamenii aruncăm, de exemplu, în secret, în oceane, în munți, în văi, în peșteri, aruncăm resturile noastre care le producem, așa se pare că la un moment dat în cer are loc un fenomen, cineva aruncă prin atmosfera Pământului, dar la nivel de cantități, nu mai vorbim industriale, ci cosmice, aceste rebuturi. Rebuturile acestea sunt clar produse biochimice, produse ale unui proces de prelucrare chimic, bio sau chimic. S-au mai întâmplat aceste cazuri, am mai avut un caz celebru într-un lac destul de adânc și destul de mare din Statele Unite, care era locuit de o faună piscicolă extrem de rară. Era un caz rar în Statele Unite și pe continentul nord-american și într-o seară a plouat cu o substanță care s-a dizolvat în apă și a murit întreaga populație piscicolă. La autopsierea, la analiza rămășițelor peștilor, avusese loc practic, peștele înghițise acea substanță, inhalase acea substanță și avusese loc practic o ardere acidă pe interior a peștelui. Fenomene inexplicabile oricum. Da, deci acestea sunt fenomene, noi le considerăm fenomene extrem de destructive, ele există, repet, fenomene destructive pentru că ele, în contact formele de viață, că sunt umane sau că sunt animale, în contact cu aceste substanțe au reacții unele extrem de dure. Ceea ce s-a întâmplat și la Oakville. Fiți atent acum. Vorbind de insula Yonaguni din Japonia. Da. În apropierea ei se află scufundate la o adâncime de 25 de metri. Uh-huh. Aparent ruinele unei așezări vechi, foarte vechi, cu multiple structuri megalitice. Japonezul Masaki Kimura, doctorul Masaki Kimura, care s-a ocupat vreo 20 de ani de studiul acestei povești, după ce a fost descoperit întâmplător structura de un scafandru amator, spune, este confer convins că e vorba de o așezare. Hai să trecem la Yonaguni, la structurile subacvatice din Yonaguni. Sunt convins că sunt artificiale și că acolo vorbim de o civilizație care a dispărut. Pentru că a fost asociată cu, de exemplu, complexitatea culturală Jomon. O societate care a dispărut de pe pământ fără explicații. Explicația aceasta este... Fiți atent ce mi se pare straniu și aici vreau să aud comentariile. Sunt niște băieți, celebri oameni de știință, care spun că ceea ce vedem în acele imagini
Da. Mă rog, sper să ne întoarcem la ele să le vedem. Nu, nu, aici este harta. Da. Reprezintă structuri naturale. Da, și bun. Atât de tare au încercat să-l combată pe acest sărman doctor care și-a dedicat viața studiului acestei posibile Atlantida japoneze, încât l-au bombardat și au bombardat opinia publică internațională, astfel încât guvernul japonez n-a mai dedicat fonduri pentru cercetarea acestui loc. Astea pot fi structuri. Haideți să vă arăt un singur natural. Lucru. Nu există natural triunghi. Deci s-a văzut. Da. Nu există unghiuri drepte. Natura nu face triunghi și unghiuri drepte. Natura nu sculptează. Da? Atenție foarte mare. Uitați triunghiul. Cum să zici despre asta? Așa. Cum nu să există, zici despre asta că sunt naturale? Nu există. Natura nu face, nu face curbaturi. Nu există așa ceva. Oricât mi s-ar explica mie, natura nu face. După aceea, natura nu face ceea ce noi observăm aici, o tăietură într-o linie cu un anumit aspect. Absolut. Natura nu face acest lucru. Doi, natura nu face, nu taie piatra în înălțimi specifice. Deci, trebuie să fie o regulă pentru toți cei care înțeleg lucrurile. Atunci când vedem pe Marte, pe Jupiter, pe Lună, oriunde, o structură sau o piatră atât, care are formă geometrică, nu este produsul naturii. Ca să fim clari de la bun început, nu este produsul unor forțe naturale pe care noi le cunoaștem a fi naturale. Că sunt structuri naturale. Adică mai țineți minte, noi avem în Bucești babele, da? Alea, numai dintr-un unghi zici că sunt babere, sunt niște pietre cioplite de vânt, dar n-au nicio formă. Nu poți să le dai formă, nu poți să le denumești paralelipiped, triunghi, cerc, nu poți. Drama este că noi am avut la un moment dat, și dau un alt exemplu, acesta este într-adevăr. Probabil că a fost un promontoriu de insulă care s-a prăbușit. Spațiul este, zona respectivă este vulcanică. Și probabil că acum 10.000 de ani s-a prăbușit. Era o civilizație foarte, e clar că era o civilizație avansată, pentru că ei au reușit să creeze așa ceva. Vă dați seama că de 10.000 de ani în apă s-au mai distrus anumite, s-au distrus în primul rând elementele de lemn, elementele, casele de pe platformă. Au rămas doar aceste platforme de piatră, care când au căzut, norocul nostru este că au căzut cu totul. Deci insula când s-a scufundat dintr-o dată, nu s-a rupt în bucăți. Noi am avut un astfel de eveniment pe Lună. Și s-a vorbit foarte puțin despre el, este cunoscut în lumea analiștilor de evenimente exotice, unde, într-adevăr, unul din cosmonauți care a rămas, mi se pare că într-una din misiunile Apollo, unul rămânea, doi se duceau pe Lună și unul rămânea în jurul Lunii și fotografia. Și, într-adevăr, într-o parte a Lunii a descoperit o structură pe care, dacă nu știai că de pe Lună, jurai că este de undeva dintr-o junglă amazoniană. Decrepită, distrusă, dar foarte clar, foarte, foarte clar, tehnologie care creează cerc, triunghi, pătrat. Este imensă structura respectivă pe Lună. Bineînțeles că toți oamenii de știință bine plătiți au spus, nu, domnule, e vântul. Nu există vânt pe Lună. Sau dacă există vânt, nu poate să existe un vânt care să creeze așa ceva. Nu că forma aia de cerc, de fapt, așa se vede ea, dar de fapt este un asteroid care a lovit Luna. Du-te și te culcă, pentru că cercul ăla era în interiorul unui pătrat, pătratul era în interiorul unei structuri clare. Bun. Ca să înțelegem deja un lucru, toată lumea asta trebuie să înțeleagă și ca regulă. Când vedeți ceva care are formă geometrică, nu este producția naturii. Foarte important. Piatra Meredith, găsită în 1872 în New Hampshire. Televizorul, așa îi se spune, arată ca un, de fapt, un difuzor. Este din coarț, practic. E din coarț și este copia uluitoare. Într-o zonă care nu era coarț. Da, nu există. Este, de fapt, o copie a unui difuzor cu imagine. Că se vede pe respectivele
atenție, pe respectivele... Hai să mai dăm. Da, nu știu ce pe respectivele laturi. Ne-am întors la... Da, ne-am întors la... Da, la... Nu, da. Hai să arătăm ouul ăla pe care deja vorbeam despre el. E, acolo era, deci clar, este clar, și pe laterale se vede, se vede difuzorul, este sculptat în scoară. Casca, vă rog, și uite, piatra. Da. Acolo vezi... Piatra Meredith, da? Piatra Meredith este... Este, uite, acolo sunt funcțiile. Ceea ce vedeți acolo sunt funcții. Da? Sunt funcțiile. Deci este o copie a ceea ce a văzut cel care a făcut acest produs. Este o copie. Și acolo sunt funcțiile. Da? Sunt ca la noi, butoane. Da? Și unde e fața, e televizorul, e ecranul. Deci asta este... Nimeni nu înțelege utilitatea, când a fost făcută, de ce a fost făcută. De ce a fost făcută, cine știe, poate a fost cadoul... Hai să scriem și noi, Piatra Meredith, ca oamenii să vadă. A fost, probabil că a fost cadoul către o civilizație antică, dispărută, o civilizație amerindiană. Cine știe ce o fi făcut pentru vreun vizitator extraterestru, i-o fi căzută lui motorul, știu eu, i-au dat apă, știu eu ce au făcut, i-au dat aur, i-au dat așa și el a creat această... El a creat această piatră din cuarț, acest cuarț, de exemplu, unde nu există cuarț și uitați-vă la modul de polizare, uitați-vă la modul de sculptură, de incizie, că asta nu e sculptură, este incizie, da? Este incizare. Asta să nu spună mie că a făcut-o cineva cu, păi, cu xilex. Arheologul Richard Boysworth a venit cu o ipoteză uluitoare de curând. Da. A analizat cele două găuri de la capetele artefactului, acest produs. Și a remarcat că găurile sunt extrem de regulate, ceea ce înseamnă că ele au fost realizate cu ajutorul unor unelte electrice. Atenție, și nu cu tehnicile tradiționale folosite de amerindieni. Da, uitați, pe latură, deci, practic, este difuzorul. Ce să fie? Ăla este, aia este, cum să spun, plasa difuzorului. Ce să fie? Adică se recunosc imediat. Bine, oamenii de știință au zis că acolo e un porumb. Da, sigur. Și ăla este, uite, ăla este, de exemplu, ăla este cortul, da. Cortul cu trei triunghiuri. Hai să fim serios. Astea sunt copilării. Fața este ominidă, dar nu este umană. Luați asimetriile și veți vedea că nu este fața umană. Oricum, cuarțul nu există în această zonă în care a fost descoperit. Da, nu. Și uite, porumbul din spate. Da, arată exact ca un difuzor. Hai să fim serioși. Adică, la un moment dat sunt absolut convins că pe original s-a mai încercat, probabil că din generație în generație oamenii au încercat să-i dea o personalitate, dar pe original vorbesc. Dar ochii, nasul, gura, este ominit, dar nu este nesuman. Foarte interesant. Și povestea piramidei de la, și acum pot să pronunț, încerc, Zawiet el Arian. Mm-hmm. Zawiet el Arian, pentru că W în arabă nu e V. Da? Da. Nu știu dacă am pronunțat. Dacă nu, iertați-mă. Uitați. Este neterminată, este așa numită piramidă interzisă, doamnelor. Da, așa pentru este. Pentru că de prin 64... se află într-o zonă militarizată, nu ai acces acolo. Sunt niște chestii inimaginabile aici. Piramida de Nord este la 5 km sud-est de Giza, de platoul Giza, unde se află piramidele celelalte. Este pe platou. Atenție, este pe platou. Da, este pe platou. Da. Se află, așa cum spuneam, într-o zonă militară restrânsă. Are o bază de 200 de metri lungime, practic, care o face aproape la fel de înalt ca Marea Piramidă înaltă, Marea Piramidă în Giza. Da. Are niște cufere de piatră găsite în piramidă care erau goale, o cadă pe care, evident, arheologii au inclus-o în categoria vanelor în care se practicau ritualuri, ofrande aduse zeilor și așa mai departe. Problema este că are niște, la fel, niște structuri megalitice extrem de grele, care n-aveau cum, efectiv, să fie cărate de oameni în acele timpuri. Locul a fost săpat în piatră dură circa 25 de metri. Da, și este, atenție, nu e construită, este săpată în piatra existentă deja, este acum în platformă. Este în platformă. Este în platforma Giza, pentru că știm că platoul e, nu știu, cu 300 de metri de o piatră foarte dură, altfel dacă piramidele nu ar fi construite pe acea platformă, s-ar scufunda în nisip. Nu ar exista. Foarte smart. Sunt mulți care spun că a fost, era un dispozitiv, practic, această piramidă de captare a energiei, un alt tip de dispozitiv de captare a energiei. Sunt tot felul de interpretări de la oameni de știință la oameni de știință, unii care acceptă
noutăți. Uite, un arheolog italian, Alessandro Barsanti, a descoperit toată povestea asta. El spunea că perfecțiunea tăieturilor fiind mesajul exemplar al sarcofagului de granit, da, îndrăzneala structurii și înălțimea pereților creează, compun din toate aceste elemente un ansamblu unic până acum, un adevărat șoc. Și nicăieri puterea și perfecțiunea, zicea el, vechilor arhitecți egipteni nu este atât de evidentă ca aici. Eu am văzut niște spații interioare care nu mi-apar în aceste filmări, da, care sunt fabuloase, adică sunt niște tăieturi într-o piatră dură, inimaginabile, care presupun niște scule. Nu, dar îți amintești că ne arătau arhitecții că erau cu bule de piatră, sculptau ei cu bulele alea de piatră, mai țin minte, niște pietre rotunde, în primul rând cum ajungea la rotunzimea aceea. Sculptau ei, au făcut ei piramidele, adică îți trebuia, uite, aici vreau să vă spun un singur lucru, aici se vede intervenția umană. Deci oamenii au săpat tunelul ăla, ca să fim clar, cât le-a luat Dumnezeu cu mine. Dar la un moment dat intri exact, uite, pe ușa asta. Da? Scările să mai spui, hai că arată amână de om, dar probabil că forma le s-a dat. Dar aici, uite-te la aceste aici, imense, la aceste imense blocuri de piatră. Și acum uite-te la altar. Ăsta este altarul. Și acum, uite, ăsta este un tunel săpat de oameni. Da. Se vede irregularitatea, se vede. Dar după aceea ajungi la un moment dat, uite-te, acolo este... Aceste blocuri enorme. Astea sunt blocurile enorme. Și uite-te cât de săpat este în interior. Mai să nu spune nimeni că sapi în granit în halul ăsta. Pe vremea aia. Pe vremea aceea. Oricât aș iubi rasa umană și oricât aș considera că este capabilă de orice, să mă ierte Dumnezeu, numai să construiești așa ceva. Să ai viziunea. Îți trebuie școală de arhitectură, școală de inginerie. Îți trebuie... Nu aveau așa ceva. Egiptenii nu aveau Academia de Arhitectură de la Piața Universității. Da? Deci, nu, oricât am vrea să credem anumite lucruri, uite, ăsta e vârful piramidei, ăsta trebuie să fie piramizeum. Oricât am vrea să credem, totuși sunt lucruri care nu cadrează cu nivelul lor de pregătire. Uite cum au tăiat și au fasonat. Da, și uite-te blocuri, cercurile din interior, uite găurile perfect rotunde. Perfecte, da. Cât am vrea să credem... Deci, o matriță. Că, da, că suntem inteligenți. Dom'le, dacă nu vezi și nu știi, da, nu știi că există, nu știi că există o posibilitate. Nu putem să ne imaginăm că mintea umană... Uite ce perfect oval. Uite-te și tu ce perfect oval și uite-te pe partea cealaltă unde era capacul. Capacul e perfect oval. Oamenii nu mai au acces la această piramidă, pentru că sunt niște lucruri... Pentru că este lângă o unitate militară egipteană și... Dar să știi că jumate din Giza este închis, ca pentru că este unitate militară. Bun, trecem la sferele de piatră din Noua Zeelandă, așa numitele sfere Moeraki. Atenție! Să fim atenți, trecem, că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Sunt uriașe roci sferice, aceeași poveste. La fel, oamenii de știință spun că natura le-a creat și le-a rotunjit, le-a fasonat și așa mai departe. Da, imposibil. Uriașe roți sferice de pe plaja Koekoe, de pe coasta Otago, din insula de sud a Noii Zeelandă. Opinie? Da, unele, într-adevăr, pot să fie naturale, dar uitați-vă la perfecțiunea cercului. Nu, uite. Asta nu o face natura. Îmi cer scuze pentru oricine vrea să-mi spună. Nu o face natura. Apar niște ghiulele. Bun, nu sunt ghiulele. Bineînțeles că nu sunt ghiulele. Și dacă sunt totuși ghiulele sau dacă au fost folosite pentru altceva. Nu, dar trebuiau să fie, uite, aici, trebuiau să fie unele neregulate. Sunt unele fără altele discuție. După aceeași linie. Fără cum să le facă natura în felul ăsta? Nu, dar nu le face în serie și nu le face identic. Asta zic, nu le face identic. Nu le face identic. Natura nu face lucruri identice. Deci aici este clar că vorbim ori de o civilizație dispărută, umană, cine știe de unde fi primit capacitatea de a fasona piatra așa, ori vorbim de o intervenție care nu e neapărat non-umană, dar este alăturată intervenției umane. Da? Legendele Maori. Da. Spun așa că cu mult timp în urmă, oamenii Kahuitipua au plecat într-o expediție într-o țară mitică și au dat peste cu o canoia lor cu dublă coajă și au dat de un recif lângă gura râului Waihemo. S-au spart aceste chestii pe care le aveau toate canoiele astea și au dat de plaja asta din Noua Zeelandă. Peste 50 de bolovani pe plajă cu mărimi între 0,5 metri până la 3 metri chiar lățime. Nu știu, se vede că e piatră. Ei spun că au fost scăpate dintr-o
dintr-un disc cerez sau se prea poate, dezei. Adică uite, se vede că sunt pietre, atenție, se vede, da, pentru că sunt crăpate, apa a penetrat. Dacă să îmi spui că pietrele astea rotunde, uite-te și tu, da, e aproape perfect rotundul ăla. Eu nu spun că nu sunt, atenție, apa nu a lucrat la ele și că încă 200.000 de ani apa le va măcina. Dar așa ceva este imposibil ca umanitatea să fi creat sau, adică, dacă nu a avut un scop, vezi tu, în istoria umanității trebuie să se înțeleagă un singur lucru, Madeline. Noi am creat lucruri cu scop. Chiar și piramidele, dacă nefiind create de noi, ele au avut un scop. Că după aceea, ca probă, când le-am preluat, cine știe când le-am preluat? Da? Tu știi că este o vorbă care este reală. Cleopatra s-a născut mai aproape de timpul în care a fost trimis omul pe lună, decât timpul în care au fost construite piramidele. Interesant. Și nu, așa adevărat se spune. Da. Și foarte adevărat. Deci, pentru Cleopatra, piramidele erau antichitate. Pentru noi, ce Dumnezeu sunt? Repet ceea ce am spus. Cleopatra s-a născut mai aproape de timpul în care noi am trimis omul pe lună, decât timpul în care strămoșii săi au, așa zis, și strămoșii ai săi au construit piramidele. Ca să înțelegem că definițiile sunt date și de perspectiva de timp. Nimeni nu a putut să-mi justifice și nu poate nimeni să justifice de ce egiptenii aveau nevoie de piramide. Când toți morților, toți regilor, toate reginele lor, toți faraonilor, toți prinților sunt în așa numitul oraș al morții, în Valea Regilor. Da? Toți sunt pe acolo. Tutankhamon acolo a fost găsit. Da? Mumiile lui, familiei lui celebrului Ramses, da? Cel mare. Toți au fost găsiți acolo. Deci totul a fost construit chiar și în marile imperii. Sumeriene, acadiene, hitite, egiptene, grecești, romane, etc. Toate au construit pentru o utilitate. Că au fost mai generoase sau mai puțin generoase cu spațiile de construcție, este cu totul altceva. Dar spuneți-mi și mie, pentru ce aveau nevoie să se construiască aceste pietre rotunde? Care a fost utilitatea piramidelor pentru Imperiul Egiptean? Nicăieri în întreaga civilizație egipteană, piramidele nu au fost și nu vor fi niciodată folosite ca instrumente de spirituale. Atenție! Templele sunt! Păi dacă aveau piramidele, de ce au mai făcut templele? Da. Și mari, sunt complexe imense. Complexuri. Nu, sunt piramide, s-a făcut calcul la care ar fi trebuit să muncească timp de sute de ani, sute de mii de oameni. Nu, dar aici vreau să spun, care a fost utilitatea să mai construiești Abidos, de exemplu, care este cât un sfert din Cairo. Cine l-a văzut, rămâne lui. De ce ai mai construit Abidos când aveai piramidele? Păi nu mai aveai nevoie de spațiu ritual. Mai avem foarte puțin. Femeia antică din Grecia cu laptop, o statuie care i-a înfierbântat pe cei care cred că e posibilă călătoria în timp. Hai să o dăm și pe ea. Statuia a fost realizată potrivit Life Science în anul 101 înainte, 100 înaintea erei noastre. Asta este statuia. Femeia cu laptop, sigur, considerată o stelă funerară. Este stelă funerară. Da, mormântul are un nume special. Da. Mormântul Naiscos. Da, și se uită într-o oglindă, de fapt. Femeie scăunată cu însoțitoarea, însoțitorul. Da, este însoțitoare. Se spune că are și de-astea spații tipul USB, nu știu ce. Da, nu, alea sunt, parte, nu, alea, găurile acelea sunt făcute mult mai târziu pentru a putea prinde bazorelieful care căzuse. Da. Dar unii zic că erau tablițe de ceară. Da, sunt ea se uită într-o oglindă, de fapt. Asta este ultima traducere. Mai aveam, din păcate, și n-am apucat să vorbim, triunghiul Bridgewater din Massachusetts, care este un fel de loc bântuit al Americii. Este un marketing teribil acolo. Într-adevăr, foarte multe fenomene de tip OZN. Multe fenomene tip OZN, foarte multe legende ale localnicilor, triburilor amerindiene. Așa este. Care erau acolo, sunt niște stânci cu forme umane de capete, sunt considerate ca o anumită semnificație. S-au găsit tot felul de... S-au văzut pterodactili pe acolo. Aha, s-au văzut aha. creaturi păroase ciudate. S-au văzut animale mutilate, apropo de răpirile...
Da, de celebrele răpiri, da, și mutilări de animale de către extraterestri, da. Bridgewater, poate într-o altă ediție, da, dezvoltăm această temă. Și v-am arătat niște, mai avem timp să arătăm 30 de secunde acele OZN-uri extrem de multe pe cer. Eu așa ceva n-am văzut. Flote uriașe. Printre ultimele apariții de OZN-uri extrem de discutate pe... Asta este, nu ca asta, să fim clar, asta este Roberta. Curentul electric a fost, la început, a fost un succes. Uite-le. Alea multe, multe. Uite-le, de tot. Uite-le. Ia, uite așa. Da, da. Și după aia mai avem... Astea sunt, iarăși, un fenomen interesant. Ce s-a asta? Acesta... Asta este un singur obiect. E un singur obiect? Este un... Da, opriți puțin pentru un minut, pentru 30 de secunde. Este un singur obiect. Este un singur obiect. Probabil că este un patrulater, cel puțin. Iar aceste lumini sunt reflexii, de fapt. Și el de-aia apar și dispar. Sunt reflexii. Este un material foarte interesant. El s-a mai văzut. Este un fenomen care s-a mai văzut. În special atunci când, și asta e foarte interesant, că și statistica e frumoasă uneori să o folosești în astfel de momente, Atunci când există diverse momente tensionate în Statele Unite, apar aceste înlănțuiri de lumini. Ele sunt 4, 5, 6, 7. Mai aveam. Erau, cred că, da, erau sute. Sute. Am văzut sute. Deci, un singur lucru putem să spunem. Un singur lucru putem să spunem. Da. De aproape 5 ani vorbim de o înrăutățire reală a situației de pe cer. De toate tipurile, de toate formele, este un bulevard de lumini pe cerul umanității. Nu știm ce sunt, dar știm că ele există. Ca să știți acest lucru. Da, poate au legătură cu ceea ce trăim în acest moment. Poate că modul nostru de a ne manifesta și perspectiva unui război în casele mari ale lumii se vorbește despre aceste evenimente. Unele sunt reale, altele sunt închipuiri, altele sunt naturale. Dar prea multe și evenimente exotice, naturale, au loc parcă dintr-o dată. Sute de ani nu s-a văzut, de exemplu, fulgerul globular și de 20 de ani apare peste tot. Fulgerul globular nici nu s-a știut existența lui. Da? De câteva zeci de ani, cel puțin de 20 de ani, observăm această adunare totală de lumini și luminițe care sunt vizibile în timpul zilei. Aici este marea problemă. Că nu se mai ascund. Nu se mai ascund. Sunt fenomene ori naturale care apar dintr-o dată, de ce? Și n-au fost scrise în istoria umanității, n-au fost consemnate în istoria umanității. Și doi, dacă nu sunt naturale, sunt clar fizice și ce vor să ne transmită. Sau este un nou conflict în cerul umanității, în spațiul din jur. Nu ne dăm seama încă. Ne reîntâlnim joi cu domnul general Grumaz, da, cu o analiză a finalului de săptămână și o prefațare a celei care urmează să vină. Mi-e teamă că săptămâna asta și săptămâna viitoare sunt cruciale din anumite puncte de vedere. Vom vedea. Mulțumesc foarte mult pentru prezența. Mulțumesc. Harman, mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. Mulțumesc uniformen pentru acest costum interesant. Da, ne revedem mâine de la ora 21. Toate cele bune.